Prieteni dragi, începem direct cu viața. Vă salut și vă invit să rămâneți aproape de telefon, computer sau, de ce nu, televizor. Pentru câteva zeci de minute, imediat veți vedea o doamnă care a coordonat un studiu foarte interesant despre sănătatea și viața copiilor și adolescenților din 45 de țări. Ca de obicei, în deschiderea emisiunii, însă câteva vești bune, v-ați obișnuit deja. Primul ministru din Noua Zeelandă, doamna Jacinda Ardern, vrea să instituie săptămâna de lucru de 4 zile pentru a sprijini turismul. Se pare că ideea are deja adepți prin guvernul din Noua Zeelandă. De asemenea, trebuie să știți că Serbia și Israelul și-au deschis plajele și așteaptă oameni care să vină să se bucure de vacanță. La noi, în centrul capitalei, apar 7 zone de promenadă pe perioada stării de alertă, mai ales în weekenduri. Aveți amănunte online. Invitatul nostru, de fapt e o doamnă profesor universitar de la Babeș-Bolyai de la Cluj, este psihoterapeut, e specialist în studii și ne vorbește imediat despre raportul privind sănătatea copiilor și adolescenților. Este o treabă foarte serioasă, un studiu pe care Organizația Mondială a Sănătății îl face din 4 în 4 ani, în peste 45 de țări și România. Au fost întrebați aproape 5.000 de tineri și adolescenți între 11 și 15 ani despre sănătate, obezitate, fericire, singurătate, cifre absolut surprinzătoare. Vă invit să o ascultăm împreună pe doamna profesor universitar Adriana Băban. Ea a coordonat acest studiu. Vă mulțumesc, doamna profesoară, că sunteți în direct cu viața. Cum sunt cifrele astea? Explicați-mi întâi cum adică un sfert din fete și aproape jumătate dintre băieți cred că nu sunt într-o stare de sănătate excelentă. Ce înseamnă? Întâi de toate aș dori să vă mulțumesc pentru invitație și pentru interesul pentru rezultatele acestui studiu. Este foarte important ca rezultatele să fie diseminate, să ajungă în primul rând la decidenții de politici de sănătate și politici educaționale, dar sigur și la părinți și la educatori și la oricine cine este interesat de aceste date. Ce înseamnă rezultatul pe care l-ați sesizat dumneavoastră? Sigur că poate pare așa ușor catastrofal, mai puțin de un sfert, mai puțin de jumătate dintre tineri percep ca o stare excelentă. Rezultatul acesta trebuie văzut în context. În primul rând, e normal, dacă ne uităm la alte rezultate, ca să obținem la percepția stării de sănătate aceste date. În ce sens? Pentru că dacă ne uităm la sănătatea emoțională a adolescenților, așa cum au evaluat-o ei, pentru că trebuie să specific, acest studiu se face prin autoevaluare și se face nu doar în România din 4 în 4 ani, ci se face în 49 de țări europene și inclusiv Canada. Deci, de ce spun asta? Pentru că asta ne permite să comparăm tendințe și să comparăm ce se întâmplă în România cu adolescenții din alte țări, dar și din alte zone. Și o să vedem că la un moment dat vorbim de o comunalitate a unui pattern. Revenind acum la întrebarea pe care mi-ați spus-o, aș încerca să creonez niște răspunsuri, specificând că nici într-un caz nu m-aș hazarda în a lansa o cauzalitate. Pe baza acestui studiu nu se poate să punem degetul pe cauza multora din problemele semnalate de raport. Dar atâta timp cât adolescenții din România, într-un procent de 30%, de obicei mai mare la fete decât la băieți, și evident de obicei mai mare la adolescenții de 15 ani decât cei de 11 și 13 ani, declară că se simt deprimați, că au constant această stare emoțională de deprimare. În același timp, un procent aproximativ similar de adolescenți spun că se simt singuri în o bună parte din timp sau că au stări de anxietate și se simt îngrijorați. Deci,
o treime dintre adolescenții de 15 ani au aceste trăiri. Dacă ne uităm puțin și la partea așa numită somatică, adică ce simptome, ce senzații au acești adolescenți, vom vedea că nici acolo ei nu stau foarte bine, așa cum ne-am așteptat, pentru că frecvenția consideră că adolescentul este o etapă în dezvoltare când trăiește o stare de sănătate maximă. M-aș întreba dacă tristețea, ei au tot timpul o stare de plictiseală, de tristețe. Copilul de multe ori se simte singur pentru că de foarte multe ori părinții sunt preocupați să câștige niște sume care să-i asigure un statut. Și atunci anumite lucruri sunt de înțeles. Eu cred că e perioada în care gașca, socializarea, e foarte importantă. Și aș merge puțin aici. Studiul cumva include și stările astea de tristețe, de plictiseală, de nemulțumire, nu-i așa? Da, și de nervozitate, de exemplu, de tulburări de somn. Este surprinzător să vedem procentul relativ mare al adolescenților care declară că au probleme în a adormi și că de multe ori solicită sau recurg, nu întotdeauna de la medic, de multe ori de la părinți, la medicație pentru a putea să reducă aceste simptome sau aceste probleme. Sigur că este vârsta și a contradicțiilor, a paradoxurilor, a tensiunilor între aceste stări. Pentru că în același timp, tot studiul respectiv, studiul comportamente de sănătate la copii și adolescenții din România, ne arată că ei percep o comunicare bună în familie, în special cu mama, atât fetele cât și băieții, dar surprinzător de procentul de mare și în comunicarea cu tatăl. Deci se ajunge la procente de 80% de adolescenți care spun: da, simt că pot să vorbesc multe din problemele care mă preocupă cu mama și, așa cum am spus, și cu tatăl. Dar starea aceea de singurătate despre care vorbeați mai devreme nu mai are legătură neapărat cu familia, ci mai degrabă cu cei, cu prietenii, cu cei apropiați. Despre asta e vorba, nu? Da, repet, niciodată, pe baza acestor date, noi nu vom putea spune cauza acestei singurătăți este aceasta, da? Să spunem, familia sau școala sau prietenii. Datele trebuie văzute în toată conectarea lor, pornind de la faptul că mulți dintre adolescenți, în special adolescente, se simt sau își percep corpul ca fiind dezirabil, adică fiind prea gras decât și-ar dori. Percep faptul că nu sunt suficient de activi, dar în același timp, când sunt întrebați de activitatea fizică, în special fetele, nu practică conform normelor indicate de Organizația Mondială a Sănătății. Deci, noi trebuie să ne uităm la toată această rețea complicată, de fapt, de dimensiuni ale dezvoltării adolescentului și, în final, a stării de sănătate, și așa să încercăm să înțelegem. Prea frecvent, când ne referim la sănătate, la adolescentului, lumea consideră că, da, adolescentul este bolnav dacă a fost dus la medic sau s-a dus la medic și s-a pus un diagnostic. Tocmai pentru a nu se ajunge acolo, este foarte important să identificăm toți acei factori de risc pe care adolescenții îi sesizează, adolescenții răspund în felul acesta, ei ne spun că sunt victime ale agresivității, ale hărțuirii, ale bullying-ului, ei ne spun că comunică, că uneori simt că au probleme cu o dependență, nu, poate e prea mult spus dependență, cu socializarea online. Doamna profesor, da. Aș vrea să ne oprim la două chestiuni. Aș vrea să vorbim puțin despre faptul că spuneați mai devreme că sunt niște cifre care arată că cel puțin fetele de 13-15 ani au tot felul de situații în legătură cu greutatea. Este despre o creștere a obezității, dacă putem numi așa, la fete, în timp ce la băieți e o scădere.
Asta spuneați față de studiul trecut. Și în același timp se vorbește mult despre faptul că tinerii consumă mult zahăr, băuturi acidulate, îndulcite în fel și chip. Unul din cinci tineri chiar zilnic consumă astfel de produse. Cred că și despre asta e interesant de vorbit. Da, deja vedeți, ați introdus deja foarte multe componente și încă mai sunt componente care corect. Se explice starea aceea în care adolescentul se simte, da, nu sunt într-o formă excelentă de sănătate. Deci, într-adevăr, la fetele adolescente, supragreutatea și obezitatea autoraportate, da? Tot studiul se bazează pe date autoraportate, înălțime, greutate, este în creștere, o ușoară tendință de creștere, dar totuși la băieți procentul este mai mare decât fetele. Da, în același timp, iarăși ca să înțelegem unde este problema. Problema este că dacă raportăm și la datele internaționale, adolescenții din România se situează într-adevăr în prima parte sau în vârful acestei ierarhii a adolescenților cu supragreutate și cu obezitate. Pentru că totdeauna trebuie să raportăm la ceva, deci raportăm la cum a fost înainte și atunci constatăm o tendință de creștere la fete și descădere la băieți, chiar dacă prevalența este mai mare la băieți asupra greutății, constatăm o tendință de creștere a comportamentului nesănătos, de exemplu a sări peste micul dejun și probabil după aceea a mânca acele dulciuri de care ați amintit, a consuma băuturile acelea îndulcite carbogazoase, cu siguranță sunt factori de risc pentru obezitate și aceasta, din nou, a nu servi micul dejun, este o mare problemă. Ne situează din nou printre primele țări în această comunitate formată din 49 de țări care nu au format la nu au format părinții la adolescenți, școala la adolescenți, această obișnuință foarte sănătoasă de a-și lua micul dejun. De asemenea, practic, adolescenții nu servesc în cantitățile necesare, indicate de Organizația Mondială a Sănătății, fructe legume, și legumele. Exact. În paralel cu ce ați spus, consumul mare de dulciuri și de băuturi carbogazoase. Din nou, aici ne situăm undeva în poziții nu tocmai favorabile. Și totuși aș aminti un lucru pozitiv. Faptul că în 2006, când au fost adunate date despre aceleași comportamente, pe baza lor a fost inițiat un program, o campanie de promovare a comportamentului alimentar sănătos, concentrat în special pe luarea micului dejun, reducerea băuturilor carbogazoase, a dulciurilor, promovarea fructelor și legumelor. Ca dovadă că în 2010 s-a remarcat o creștere a comportamentelor sănătoase și o scădere a celor nesănătoase. După care, sigur că dacă aceste lucruri nu sunt promovate în campanii permanente, repetate, nu sunt monitorizate, sigur că ele din nou se pierd. Din nou același aspect pozitiv l-aș aminti la comportamentul de bullying, respectiv de hărțuire, de agresivitate. Inițial a fost foarte mare, era foarte răspândit. Și acum campaniile care se fac în școli, campaniile care se fac în unitățile de învățământ, a făcut ca, cel puțin din cifrele pe care le citesc eu, cumva povestea asta să fie în scădere cu agresivitatea. Exact, cu hărțuirea. Asta arată că dacă am fi mai interesați și de această educație pentru sănătate, și când spun sănătate, în cel mai generic sens al cuvântului, da? De sănătate nu înseamnă doar că adolescenții spun că au depresie sau că au anxietate. Înseamnă și faptul că nu consumă alimentele care le sunt indicate, nu fac activitatea fizică care este necesară. Consumă prea mult timp în fața ecranelor. Aș întreba care este situația adolescentului român în legătură cu alcoolul, doamna profesoară.
Da, din păcate, din nou, nu stăm foarte bine la consumul de alcool. Sigur că adolescenții, ca și experiment, ca și experiențe, se cunoaște în plan internațional și și la noi că au această tendință de a consuma alcool. Dar ce este frapant pentru țara noastră este că acest comportament apare încă de la vârsta de 11 ani. Am vrut să spun adolescenții, le putem spune adolescenți, dar de fapt ei sunt, mai ca putea să-i numi copii, da? Consumă alcool, au consumat în ultimele 30 de zile, chiar pot să vă dau date, mă pot uita mai concret aici, de exemplu, 15% din băieții de 11 ani și 7% din fetele de 11 ani declară că au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Dacă ne uităm pe acele figuri internaționale, vedem că alături de Bulgaria, practic, suntem pe al doilea, primul loc, al treilea loc. Chiar mai mult decât atât, aș vrea să spun, operatorii de teren, când au mers să colecteze date, au venit și ne-au spus că adolescenții de 11 ani, ei au fost mirați, studenți fiind, pentru că au fost întrebați de acești copii, acești adolescenți, dar de ce ar fi o problemă să nu consume alcool, pentru că alcoolul îi se servește uneori chiar de către părinte. Deci, da, este într-adevăr o problemă, de exemplu, la 15 ani. De educație, serioasă. De educație și de model. La 15 ani, jumate dintre băieți raportează că au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Sunt foarte multe cifre. Aș vrea să știe telespectatorii noștri că raportul este public, acesta despre care vorbim noi, și aș vrea să tragem niște concluzii, pentru că sunt multe, foarte multe cifre. De exemplu, spunea acolo că și la spălatul pe dinți suntem codași. Sunt jumătate dintre adolescenți care nu se spală de două ori pe dinți. Iar în final, aș vrea să vă rog din suflet, doamna profesoară, să punctăm unde suntem bine totuși. Sau ce soluții avem, dacă sunt soluții, să la următorul raport, care probabil că va fi peste 3-4 ani, să fim mai bine. Da, sigur că sunt și aspecte pozitive raportate de adolescenți. În primul rând, aș aminti familia, da? Contextul familial. Faptul că ei spun că da, comunică bine cu mama și cu tatăl, deci asta ar însemna să îndemne pe părinți să folosească această percepție bună a comunicării pentru a discuta toate aspectele acestea legate de consumul de substanțe, de comportamentul alimentar negativ. De asemenea, la nivel de școală, putem spune că elevii, adolescenții, percep că primesc suport din partea colegilor. Din păcate, școala nu este văzută ca un mediu care să-i stimuleze. Deci aici nu stăm foarte bine. Dar sigur că, din nou, trebuie să nu uităm, este vârsta adolescenței, da? Vârsta în care tânărul, adolescentul, de multe ori nici el nu știe întotdeauna ce vrea de la el. Are aceste incertitudini, nesiguranțe. În același timp, n-aș vrea să se înțeleagă din aceste date că adolescentul din România are atât de multe probleme. Da, nu, sunt foarte multe în care adolescentul din România se regăsește în marea familie mondială europeană. Adică sunt foarte multe lucruri comune, dar sunt și foarte multe care ne individualizează. Am vorbit despre consumul de alcool și despre problema asta a educației, a igienei orale. Aici cred că e un pic de lucru. Cu siguranță, și aici s-ar putea face foarte multe lucruri. Ați întrebat ce este de făcut, care este soluția. Dacă s-ar cunoaște așa o soluție, o rețetă, ar fi fantastic. Nimeni, dar aplica-o toată lumea. Da, exact. Nimeni nu are soluția și rețeta asta undeva într-un buzunar, într-un sertar, dar se pot face foarte multe lucruri. Ce mă face să fiu convinsă de acest
de faptul pe care îl spun, cu atâta convingere că se pot face multe lucruri. Dacă ne uităm la datele anumitor țări, cum sunt țările nordice, Olanda, Belgia și alte țări, unde educația pentru sănătate se face de foarte mulți ani și se văd efectele. Nu se vor vedea efectele într-un an. Pentru că și când spunem educația pentru sănătate, din nou, este un termen generic. Educația pentru sănătate înseamnă atâtea și atâtea dimensiuni. Noi pledăm, când spun noi, nu numai colectivul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, ci și alte colective de psihologi, de specialiști în sănătate publică, de educatori pentru sănătate. De la începutul anilor 90, educația pentru sănătate trebuie introdusă în școli. Ea este așa cum se numește în unele țări Skills for Life, da? Abilități, atitudini pentru viață, care îți pot salva viața. Iar la noi, dacă există ca obiect de studiu, este de obicei opțional sau nu există deloc? Asta e foarte interesant ce spuneți. Există opțional în foarte puține școli, aș spune, și județe, acolo unde au existat comunități de specialiști care au făcut mai multe presiuni, dar nu vreau să amintesc aici alte presiuni care se fac pentru a nu se introduce educația pentru sănătate și de teama a nu aborda subiecte tabu, dar care fac parte din viața adolescentului și dacă ne uităm în raport, vedeți de fapt care sunt rezultatele, ca să nu mai amintim faptul că se știe în toată Europa că adolescentele din România în numărul cel mai mare ajung să dea naștere la copii. Da? Așa e. Da. Deci se fac, dar ar trebui să existe ca o disciplină obligatorie. Skills for Life, ați spus mai devreme și cred că acesta este și finalul interviului nostru. Sănătatea și educația pentru sănătate trebuie să fie în grupul de discipline care sunt obligatorii, care dau educație pentru viață, educație și aptitudini pentru o viață sănătoasă. Să supraviețuim sănătoși și fericiți! Vă mulțumesc tare mult, doamnă profesoară Covar! Mulțumesc! Dragii mei, sper că vă aduceți aminte cu drag de fetița de aproape 4 ani, care pe la mijlocul anilor 2000 l-a așteptat pe Ghiță, diseară, la portiță. Ei bine, trebuie să știți, Cleopatra Stratan a luat 12 ani pauză. A studiat, și-a terminat școala, aproape și liceul, vrea să fie actriță. Ce mai face acea fetiță extraordinară? O să aflăm mâine, în direct cu viața. Ce vreau să știți este că în continuare îl așteaptă pe Ghiță, dar nu la portiță, ci așteaptă un hit de talia acelui cântec, care practic a pus-o pe lista celor mai dotați copii de pe planetă. Mâine, în direct cu viața, un interviu interesant cu un copil minune care s-a transformat într-o adolescentă absolut superbă. Pentru că ne apropiem de ziua copilului, un interviu, eveniment aici, în direct cu viața. Să aveți o seară liniștită!